Andrei Ciubotaru este noul arhitect șef al municipiului Piatra Neamț, după ce a câștigat concursul din data de 2 martie organizat de Primăria Piatra Neamț. La vârsta de 52 de ani, Andrei Ciubotaru este absolvent al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și a profesat în mediul privat timp de 25 de ani. Este membru al Registrului Urbaniștilor din România. Concursul pentru ocuparea acestei poziții a constat în 4 probe, respectiv proba de limbă engleză, proba de competențe în aplicații grafice pentru module de arhitectură, proba teoretică și interviul. Andrei Ciubotaru își va începe activitatea la Primăria Piatra Neamț la sfârșitul lunii martie. Această mutare reprezintă pentru mine o ieșire din zona de confort, respectiv partea de proiectare în care am profesat 25 de ani și, în același timp, o încercare de a aduce un suflu nou în ceea ce privește relația proiectant-administrație locală, dar și cetățean-primărie. Pornesc cu foarte mult entuziasm pe acest drum și îmi doresc să eficientizez activitatea Direcției de Urbanism, a declarat arhitectorul Andrei Ciubotaru. Primarul din Piatra Neamț are de plină încredere în arhitectul Andrei Ciubotaru. Acesta consideră că noul arhitect va contribui în mod esențial la îmbunătățirea colaborării dintre municipalitate și proiectanți. Am încredere în arhitectul Andrei Ciubotaru pentru că este genul care știe să îmbine arhitectura modernă cu cea clasică. Cred că este omul potrivit să pună pe planșă și în aplicare conceptul de noua piatră. Aici, de cealaltă parte a baricadei, va avea ocazia să vină cu soluții să le implementeze alături de provocarea de îmbunătățirea colaborării dintre municipalitate și proiectanți. Îl felicit și îi doresc mult succes și multă putere de muncă. Pornește la acest drum cu o mare responsabilitate în condițiile în care pietrenii au așteptări mari de la noua noastră echipă, a declarat primarul Andrei Carabelea.